este stomatita și de câte feluri poate fi? Stomatita este o afecțiune inflamatorie din cavitatea bucală care afectează țesuturile moi în special, adică obrajii, buzele, limba, cerul gurii și gingiile. Cele mai frecvente sunt stomatita herpetică și stomatita aftoasă sau mai pot să fie și de origine micotică. Care sunt cauzele care duc la apariția stomatitei? Stomatita herpetică are virusul herpes simplex la origine. Cel mai frecvent apare la copii, se manifestă destul de zgomotos. Apar niște vezicule foarte mici în gură, care se sparg destul de repede în decurs de câteva ore și rămân niște ulcerații mici, care sunt foarte dureroase. Este însoțită și de febră și stare generală mai proastă. Trece de la sine în decurs de o săptămână, două. Stomatita aftoasă nu are o cauză specifică declanșatoare. Sunt mai mulți factori favorizanți. Aici pot să vă spun de factori alimentare, consum exagerat de nuci și miere, alimente foarte condimentate. Sunt factori legate de imunitatea persoanei. De asemenea, e legat și de stres. Și de stomatita micotică sau candidoza apare în general tot la persoane care au o imunitate foarte scăzută. Cum putem trata stomatita? Nu este un tratament specific pentru stomatită. Adică tratăm durerea și tratăm leziunile locale. Trebuie menținută o igienă foarte bună în gură. Aici mă refer, în afară de periaj, normal, apă de gură și există spray-uri cu diverse antiseptice în compoziție care ajută la o igienă bună și de asemenea există în farmacii și soluții topice care au conținut de anestezic. Ce regim alimentar ar trebui să țină pacientul care suferă de stomatită? Se recomandă în general alimente mai lichide sau moi ca să nu fie nevoie de o masticație viguroasă. De asemenea, trebuie evitate alimente irritante. Combinat cu igiena bună și igienizarea după fiecare alimentație, curățat foarte bine, clătit gura cu apă de gură. Se poate numi stomatita o boală transmisibilă? Doar stomatita herpetică este cea care se transmite. Catena vă recomandă pasta de dinți Aslamed. Diminuează sângerările gingivale și reduce inflamațiile gingivo-parodontale.